Plantațiile pomicule alcătuiesc 379 hectare, inclusiv plantații lucifere, de fapt, alcătuiesc 493 hectare la moment. S-au sărit plantații multianuale, în total 36 de hectare în 2018. Sectorul industrial al raionului este reprezentat de 5 fabrici de prelucrare a străbunilor, dintre ele fiind Societatea de Acțiuni de Ovin, SRLF Autor din satul Tigheci, Binăria Țigana SRL, Tomai Vin, Vine din Novi, din orașul Egara. Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este reprezentat de întreprinderi după cum urmează. Societăți cu răspundere limitată 343, întreprinderi individuale 555, societăți pe acțiuni de tip de sacrificare 1, întreprinderi municipale 13, pensiuni turistice 1 și hotelul 3. În orașul Iorba activează școala profesională care pregătește specialiști pentru sectorul agricol. În raion sunt hale industriale disponibile care ar putea fi folosite pentru atragerea investitorilor cu o suprafață totală de peste 16.000 m². Infrastructura drumurilor în raion este următoare. Teritoriul raionului este traversat de drumul Republican 34, pe o lungime de 46,2 km, drumuri regionale pe o lungime totală de 144 km, drumuri locale pe o lungime de 76.